Avem interlocutorul nostru, primarul orașului Chișinău, domnul Dorin Chertoacă. Vă rog frumos, domnule primar, care ar fi mesajul dumneavoastră astăzi de ziua limbii către diaspora basarabeană și română din Irlanda? Felicitări tuturor concetățenilor noștri care se află în Irlanda și în toată Europa și în toată lumea, care ne întrețineți, care ne ajutați să supraviețuim aici și poate care într-o bună zi veți reuși să vă întoarceți și să construim un viitor mai bun pentru bucata asta de pământ, care atât a fost nedreptățită de-a lungul timpului. Vă doresc sănătate, vă doresc să vă bucurați de succesele pe care le aveți, să vă creșteți copiii, să vă petreceți cât se poate de frumos timpul și activitatea și să dea Dumnezeu să prindem vremuri mai bune. Cândva și din Irlanda au plecat oamenii în Statele Unite pentru a dezvolta neamul lor irlandez, pentru a dezvolta Irlanda și iată că au reușit. Poate pe exemplul lor reușim și noi, doar că ar trebui mai multă determinare, mai multă hotărâre, în așa fel încât să mergem cu toții în aceeași direcție. Și sărbătoarea limbii române poate ne unește în acest sens și ne arată direcția corectă. Mulțumim!